Din naivitate sau din cauza lipsei de informare, mai mulți cetățeni din județul Argeș au căzut în plasa escrocilor care acționează prin metoda telefonul. Practic, diferite persoane recomandându-se sub falsa calitate de avocat, procuror, polițist sau medic, solicită telefonic unor persoane sume mari de bani, atât în valută cât și în lei, sub pretextul că rude apropiate ar fi provocat un accident de circulație și sunt reținute de organele de poliție și au nevoie de bani pentru acoperirea pagubelor produse cu ocazia accidentului sau pentru intervenția medicală de urgență la care urmează să fie supuse victimele pretinsului accident. Cu un astfel de scenariu a fost păcălită o femeie în vârstă de 65 de ani care a primit un telefon de la un fals medic și a dat apoi suma de aproape 25.000 de lei unei femei care pretindea că este secretara medicului, legat de un accident închipuit în care ar fi fost implicată fiica păgubitei. Polițiștii din Argeș anchetează acum cazul și avertizează cetățenii asupra acestui nou tip de înșelăciune.